10, versetul 22, numai câteva versete. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spământat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt bucuros că în această seară suntem împreună în locul acesta și am avut posibilitatea să ne închinăm. Am auzit despre biserici care practică lauda și înclinarea, dar noi în seara aceasta am avut laudă și închinare. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Am auzit cântări și parcă cântările vorbeau așa de frumos și parcă așa un numitor comun, se vorbea despre inimă. Nu-i așa? Pentru că așa de importantă e inima asta. Mi-aduc aminte că după câteva rateuri, după câteva eșecuri, Dalila într-o zi a asigurat pe filisteni și a zis, gata, de data asta e ok. De data asta a reușit 100% pentru că a reușit Samson să-și deschidă inima. În cartea Împărat spune despre un împărat, Amația, care la 25 de ani a ajuns împărat și un cuvânt acolo care surprinde. Zice că a făcut ce este bine, dar cu o inimă care nu era în toată dată Domnului. Vreau să vă spun că noi atunci când greșim, greșim cu restul ăla, cu partea de inimă care nu o dăm Domnul. În momentul în care dai Domnului 100%, în momentul în care îți deschizi inima, atunci nu-ți mai permiți, pentru că nu mai există loc pentru orice. Dar în momentul în care ai rezerve, în momentul în care ești reținut, în momentul în care mai lași, știți, acea poveste cu acel cui al lui Pepelea, în momentul în care mai dai diavolului, eu știu, un deget, atunci el, în abilitatea lui, în istețimea lui, va face să te înfășoare așa de lesne. Vreau în această după-amiază cu toții să ne deschidem inimile și să stăm ca înaintea lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit! Am vrut să aduc un alt mesaj, dar pentru că fratele, la rugăciune, spunea că toți avem atâtea probleme și ne confruntăm cu atâtea probleme. Alții poate au trecut din probleme, au depășit, alții poate sunt în mijlocul problemelor. Am ales acest pasaj, umblarea pe mare. Interesant că într-o seară, Domnul îi silește pe ucenici să treacă de partea cealaltă. De partea cealaltă nu înseamnă la biserica de la Ber și nici în altă parte. Noi de obicei cam așa facem. De partea cealaltă înseamnă că în momentul în care ai slujit în un sistem, în momentul în care, eu știu, ai avut o viață tumultoasă, o viață stricată, ești obligat și în momentul în care treci de partea cealaltă, urmează remedierea, urmează ca tu să te duci și să trăiești o viață decentă, o viață frumoasă. Așa, dacă înainte aveai un comportament ciudat, dacă înainte aveai vorbire deplasată, acum, de data aceasta, trebuie să trăiești frumos ca în timpul zilei și să vorbești frumos. Dar ceea ce surprinde în acest pasaj este că Domnul silește pe ucenici să treacă de partea cealaltă și apare furtuna. Parcă e puțin ciudat. Când te duci tu așa de capul tău, când s-a dus Iona în loc să meargă la Ninive, s-a dus la Tars și a venit furtuna. Mi se pare normal. Mi se pare normal atunci când o iei tu înaintea lui Dumnezeu, când faci pe grozavul, pe eroul, mi se pare normal să ți se întâmple probleme, dar și când te trimite Domnul, și când ești în voia Domnului să ai probleme, păi ce Dumnezeu e ăsta? Mă trimite și mă expune, chiar asta vrea Dumnezeu, are o satisfacție extraordinară. Ce se întâmplă? Înțeleg să ai necazuri atunci când nu te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dar când te trimite Domnul să ai probleme, era în voia Domnului, Domnul le-a zis să duc acolo. Și totuși apare furtuna. Vreau să vă spun ceva, furtuna nu trebuie să o implori, furtuna vine. Numai că se întâmplă ceva, Domnul nu ne-a promis că ne scapă de furtună, ne scapă din furtună, slăvit să-i fie numele Lui. Deci Domnul a promis și așa a spus El și în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am birit lumea. Uitați-vă, furtuna, în momentul în care apare furtuna, se întâmplă ceva cu noi. Și se întâmplă ceva... Pentru că atunci când avem probleme, atunci când vine furtuna, descurajarea, nu-L mai recunoaștem pe Domnul. Nu-L mai recunoaștem. Aduceți-vă aminte de cei doi pe drumul Emausului, care mergeau la Emaus. S-a întâlnit Domnul, a apărut Domnul
ca din senin, și n-au reușit să-l cunoască, n-au reușit să-l identifice, măcar că puteau, după vorbă și după port, cum zicea Mircea în scrisoarea a treia. După vorbă, după port, ar fi trebuit să-l recunoască. Dar vreau să vă spun că atunci când ai depresie, sau început de atunci când ești descurajat, atunci se întâmplă ceva, nu mai realizezi și Domnul parcă e un străin. Așa spuneau ei, tu ești singurul străin în locul acesta, tu ești singurul care nu știi. În momentul în care apare necazul, apare problema aceasta, vreau să spun că nu mai ești atât de lucid, nu mai ești atât de limpede. Și vreau să recunoaștem, atunci când faci, când se întâmplă acel lucru, parcă lucrezi cu frâna de mână trasă. Nu mai e randamentul acela. Încerci să te reculegi, încerci să te aduni, încerci să te forțezi. Poate de multe ori mergi din inerție. Altfel cânti când ești sănătos, când îți merge bine, și alta e când, nu știu ce, acuzi niște dureri. Sau și predica și orice, slujirea. Vreau să spun că e afectată într-un fel. Uitați-vă, apare ceva în momentul în care a apărut această furtună, aceste vânturi, această situație, se întâmplă ceva, apare Domnul, slăvit să-i fie numele, dar ucenicii cred că e o nălucă. Uitați-vă la mănântul acesta, toate lucrurile erau reale, furtuna era reală, barca era reală, vântul era real, numai Domnul nu mai era real. Înțelegeți? Deci asta face, frați și surori, iubiți tineri. Eu cred că lucrul ăsta, vreau să spun că nu trebuie să ai, nu știu, anumită vârstă ca să te confrunți cu atâtea probleme. Sunt atâtea eșecuri, înregistrăm atâtea căderi, atâtea eșecuri. Așa de vulnerabili suntem. Vreau să spun că atacă furtuna aceasta. Nu te întreabă dacă ești pregătit. Vine așa pe nepusă masă. Dar încă o dată vreau să vă spun ceva. Nu uitați, Domnul ne scapă din furtună. Slăviți să-i fie numele. Interesant lucrul acesta, că vine Domnul și în momentul în care apare Domnul, folosește acest cuvânt care aș vrea în seara aceasta, măcar cu lucrul acesta să plecăm. Eu sunt, nu vă temeți, îndrăzniți. Slăviți să fie Domnul. Uitați-vă, noi de multe ori, știți, parcă avem nevoie de încurajare, avem nevoie de o bătaie pe umăr, avem nevoie de o strângere de mână, avem nevoie de un cuvânt. Dar vreau să vă spun ceva. Cred că cel mai important lucru, cuvântul acesta să vină de la Domnul. Uitați-vă la acel sutaș care avea pe acel rob bolnav. El a zis, Doamne, nu vreau prea multă pledoarie, nu vreau tantam, nu vreau prea multă introducere, nu multă teologie, zice, zi numai un cuvânt și bolnavul meu, robul meu se va vindeca. Pentru că eu știu că tu ai autoritate și eu accept de la tine un cuvânt, pentru că și cuvântul tău e adevărul, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă, cuvântul acesta de ordine, nu știu prin ce traversi, nu știu ce traversezi, nu știu cu ce te confrunți, nu știu care e situația ta, nu știu, la școală, la facultate sau la locul de muncă, dar vreau să spun ceva, în această seară sunt pus aici și vreau să cred lucrul ăsta, că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta să vină în seara aceasta, pentru ca să fiu poate o motivație, să fiu o mărturie, îndrăzniți, indiferent ce se întâmplă. Indiferent prin valea umbrei morții, indiferent de situație, de circunstanțe, nu uitați, avem pe Dumnezeu cu noi. Emanuel, Dumnezeu cu noi și noi. Și avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care zilnic ne poartă în carul lui de biruință. Uitați-vă la lucrul acesta. Uitați-vă, El știa că oamenii, că ucenicii au probleme și a intervenit. Și vreau să vă spun ceva, totdeauna Domnul intervine la timp. Că ni se pare nouă câteodată când așteptăm, că de multe ori exasperăm, că de multe ori nu mai credem. Dar vreau să vă spun ceva și îmi place să afirm lucrul ăsta. Domnul nu intervine să constate decesul așa cum face smurdul. Domnul intervine la timp, la țanc, ca să te scape din probleme. Dumnezeu să fie slăvit. Deci nu uitați, frați și surori, în momentul în care apare furtuna, vreau să știți ceva, dacă a apărut furtuna, haideți să fim optimiști, haideți să avem încredere că în urma acestei furtuni, în urma acestui necaz, intervine Domnul și vom fi și mai puternici. Vom fi mai mult decât atât. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Știți, de multe ori stăm prost, că avem probleme cu moralul, avem probleme și parcă avem nevoie de cineva care să ne concilieze. E bine, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dacă nu ți-ai găsit remediu până acum, dacă n-ai găsit soluții și ai încercat, dacă ai epuizat toate variantele, în această seară te îndemn împreună cu mine, soluția este aici, în cuvântul lui Dumnezeu.
E aproape de inima ta, este în inima ta. Nu mai trebuie să accesezi, nu mai trebuie să aștepți. Nu mai trebuie să accesezi voia lui Dumnezeu. Uitați-vă ce simplu, ce simplu s-a rugat. Uitați-vă cum a zis Petru atunci când era să se cufunde. A zis doar, Doamne, scapă-mă. N-a făcut o rugăciune așa, pentru că nici n-avea timp. Imaginați-vă dacă ar fi început el să roage, Doamne, în această seară, fără stele, când vântul și-a ieșit din cămări, eu, prea fericitul Petru, care mi-ai dat cheile și, da, dacă ar fi continuat așa frumos, nu mai era timp. A trebuit să vină scurt și cuprinzător. A trebuit să spună, Doamne, scapă-mă, asta e situația. Nu spun cum am ajuns, nu spun de ce. Și cel mai mult îmi place la Domnul Iisus că Domnul nu i-a făcut dirigenție. Domnul nu l-a mustrat atunci, știți? Nu atunci, nu putea să-i spună, mă, bine mă, necredinciosule. Nu, nu, nu. După ce a venit cu soluția, după ce l-a pus în siguranță, după ce i-a spus puțin credinciosule, asta face Domnul. Noi poate n-am înțeles lucrul ăsta. Noi n-am înțeles și m-aș bucura enorm dacă în seara aceasta am înțelege lucrul ăsta, că ultimul cuvânt îl are Domnul. Și mai e ceva care vreau să spun și vreau să mă apropii de încheiere. Haideți să fim mai îngăduitori, cred că ăsta e termenul, mai îngăduitori cu cei care greșesc. Mă bucur că nu am prea mulți așa care mă cunosc, așa, în afară de sora Janeta, dar înainte, acum vreo 10, 20 de ani, da, acum vreo 20 de ani, aoleu, ce conservator eram, ce dur eram. Eram foarte dur. Dar mi s-a întâmplat ceva. Am fost într-o biserică, am fost la un frate, Cornel Onoriu, a trecut la Domnul de mult, și omul ăla mi-a zis așa, Costel, lui Dumnezeu îi pasă mai mult de un suflet decât îți pasă ție. Și mi-a dat o lecție și de atunci am zis, Doamne, stai că nu mai mă urc pe scaunul ăla pardosit cu pietre, nu mai fac pe judecătorul, că n-am eu dreptul ăsta, și încerc să înțeleg, încerc să ascult circunstanțe, încerc să mă pun în situația celuilalt și atunci nu mai spun, mă, de ce ai făcut? Nu, întrebare, mă, ce ai făcut? Mai să găsim soluții, hai să vedem ce facem de aici încolo. Știți? Noi parcă asta facem, a greșit cineva, punem tunurile pe el. Vreau să închei cu o ilustrație care mi-a plăcut așa de mult și cred că prinde. Un tânăr, într-o biserică din asta conservatoare, s-a bătut cu cineva, făcea parte într-o familie numeroasă, tatăl său a fost un om de excepție, lăudau frații, un om credincios. Și fratele ăsta, tânărul ăsta, a avut o ieșire. Acum nu știu cum să zic, cum zice Samuel sau cum... Samuel zice că noi folosim greșit când spunem că ne-am ieșit din fire, că de fapt abia atunci ne intrăm în fire. Da, abia atunci, când facem ceva, abia atunci ne intrăm în fire. Noi ne scuzăm, ne-am ieșit din fire, dar de fapt atunci, da, ne-am ieșit din fire, dar de fapt atunci îți intri în fire. Și s-a bătut, a avut un conflict cu cineva și imediat l-a chemat biserica, comitetul, au făcut un cerc, așa l-au pus la mijloc, parcă era femeia prinsă în prea curvie. Și băiatul nostru și-a bătut săracul, amărât. S-a uitat la ei și a zis, fraților, am o rugăminte la voi. Măcar de data aceasta fiți ca preotul și ca levitul. Păstorul l-a întrerupt și a zis, stai, frate, că nu, samariteanul a avut soluții. Și a zis, frate, dar unde mai găsesc samariteni? Nu toți au unde lemn și vin. Nu toți se apleacă să murdărească, da, să-și pătreze costumul. Nu toți îți fac timp. Dar vă rog eu ceva, măcar în seara asta, fiți ca levitul și ca preotul, nu mai mă bate și voi că destul sunt eu lovit. Auzit, frații, au făcut ochii mari, s-au ridicat la rugăciune și au zis, haide să mulțumim Domnului. Și n-au mai luat nicio măsură. Deci, aș vrea să înțelegem ceva. Dacă cineva a greșit, noi de care suntem duhovnicești, noi care, eu știu, poate am avut o experiență, poate am experimentat asta, haideți să înțelegem mai bine lucrul ăsta și să putem să fim sprijin, să putem să fim mână pentru cei care au nevoie, să fim ajutor pentru cei care sunt în misiune. Deci nu uitați, Domnul nu ne-a promis că ne scapă de furtună, a promis că ne scapă din furtună și asta o face. Slăvit să fie numele. Amin.